Salutare. Se dă un trapez ABCD cu AB paralel cu CD, AB mai mare decât CD. Pe baza AB se iau punctele E și F, astfel încât AEFB să fie în această ordine, astfel încât AE și FB să fie egale și unghiurile AD congruent cu unghiul BCF. Să demonstrăm că ABCD este trapez isoscel. Pune stop la filmuleț, notează-ți problema în caiet, încearcă să rezolvi și tu, este foarte important. Matematica nu este despre a fi un simplu telespectator și a copia de la o tablă sau a te uita la o rezolvare, este despre a încerca, a face conexiuni, a, a încerca, da, să faci pași spre a rezolva, spre destinația finală. Deci, pune stop la filmuleț, să te vedem cum rezolvi. Ești gata? Eu mi-am făcut un desen aici și uh, în desenul acesta am desen am reprezentat AB paralel cu CD, AB paralel cu CD, AB l-am reprezentat mai mare decât CD, pe baza AB se iau punctele E și F, am luat cele două puncte în această ordine să, să, să se vadă AF a, e, F și B, astfel încât AE și FB adică acest segment cu acest segment să fie congruente și unghiurile A, D, E, adică acesta pe care l-am marcat așa, cu B, C, F, acesta de aici sunt congruente, să demonstrăm că, demonstrați că înseamnă că așa este, triunghiul este un, trapezul este un trapez isoscel. Bun, pentru situația DE Egal cu CB mai mare decât AD, deci dacă ar fi să luăm DE-ul, cum am făcut aici, că am reprezentat un, un trapez care nu este isoscel, este egal cu CB, deci acesta cu acesta, mai mare decât AD, adică decât latura neparalelă. În această situație, de exemplu, trapezul nu este un trapez isoscel. Deci, ipoteza din problemă nu este neapărat suficientă. Oricum, ca să existe, să fie un trapez isoscel, avem obligația ca și latura DE să fie congruentă cu latura CF. Sau să spunem că AD-ul este congruent cu BC. De aceea, nu este informație suficientă pentru a putea rezolva această problemă. Este o capcană matematică acolo. O zi superbă să aveți!